Pe 21 decembrie, fabrica Lada West Toliati, o filială a Avtovaz, a început producția de serie a SUV-ului Lada Niva Travel. Prima mașină ieșită de pe linia de asamblare este un exemplar Lada Niva Travel în versiunea off-road. Dimitri Azarov, guvernatorul regiunii Samara, și Yves Karakatsanis, președintele Avtovaz, au participat la ceremonia care a marcat ieșirea primei mașini de producție de pe linia de asamblare. La ceremonia de lansare, Yves Karakatsanis, președintele Avtovaz, a remarcat: aceasta este o mare realizare, în special pentru echipa Lada West Toliati, care a gestionat eficient acest important proiect. Niva are o istorie lungă și glorioasă. Peste 650.000 dintre aceste mașini circulă astăzi pe șosele și în off-road în Rusia, Comunitatea Statelor Independente și alte țări. Odată cu introducerea legendarului nume Niva în familia Lada, deschidem o nouă pagină în istoria noastră. Vreau să vă asigur că în următorii ani acest nume va fi asociat cu o mulțime de știri importante și interesante. Aspectul modelului Lada Niva Travel a primit schimbări semnificative, devenind mai expresiv și mai modern. În partea din față, caracterul masculin al mașinii este subliniat de o capotă nouă cu linii mai voluminoase, grilă și faruri noi. Din laterale se remarcă arcurile roților mai reliefate, combinate cu un nou design al jantelor din aliaj, ce evidențiază performanțele în off-road ale modelului. Partea din spate are și ea modificări, primind stopuri noi, full LED și o bară de protecție mai reliefată. În versiunea off-road, exteriorul lui Niva Travel este completat de un snorkel standard, anvelope off-road și un kit de caroserie din plastic nevopsit, care va proteja mașina în natură și va arăta excelent pe drumurile orașului datorită detaliilor contrastante. Toate vehiculele Lada Niva Travel sunt echipate cu un sistem de tracțiune integrală permanentă, care asigură o distribuție uniformă și o transmisie constantă a cuplului la toate roțile mașinii, cu posibilitatea blocării mecanice a diferențialului central. Confortul șoferului și al pasagerilor este asigurat de un interior spațios, cu vizibilitate excelentă, aer condiționat, izolare excelentă a zgomotului și vibrațiilor, scaune confortabile, precum și un sistem multimedia modern. Începutul vânzărilor modelului Lada Niva Travel, prețurile, precum și alte informații tehnice, vor fi anunțate la o dată ulterioară, informează un comunicat de presă publicat pe site-ul lada.ro.